Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Vin în fața voastră astăzi cu o prezentare. Sper să reușesc să fac toată prezentarea, pentru că am de recuperat ce nu am făcut anul trecut. O prezentare despre anul 2023, din perspectivă simbolică, evident, dar numerologică, simbolică, via tarot, să specificăm. Însă, înainte de toate, aș vrea să vă atrag atenția. Că, da, numerologia este foarte frumoasă, foarte interesantă, se poate adapta multor situații, însă nu uitați că e un alt tip de programare, ca și toate celelalte care se practică. Și când este vorba de ani calendaristici, nu uitați că nu doar că acest calendar pe care noi îl folosim este valabil pentru o anumită cultură. Cu alte cuvinte, sunt alte culturi care trăiesc după un alt an numerologic, cu altă vibrație, programați într-o altă, eu știu, direcție, care se intersectează sau nu se intersectează cu noi, variază de la om la om. Și, în fine, variază și în funcție de alte lucruri, nu doar de la om la om. Aș vrea să fiți un pic mai deschiși la faptul că, de-aia în acest motiv nici nu am serbat Revelionul, pentru că am vrut să ies din Matrix și, în primul rând, din această programare. Că pe 31 decembrie intrăm în alt an, vai, gata, am intrat. Nu, încă suntem într-o perioadă de tranzit, încă vibrează 2022 și din cauza aceasta, cred că, sau datorită faptului că încă vibrează această energie, îmi permit să vorbesc așa pe ultima sută de metri, încerc să vorbesc despre vibrația anului 2022. Nu am putut tot anul pentru că eu am fost într-o altă vibrație în 2023. Când ajung la capitolul respectiv, o să vă explic. Iar eu, un lucru pe care vi l-am mai spus și netală, încercați să fiți flexibili. Calendarele nu sunt așa cum credem noi și cum am vrea să limităm și timpul și manifestările. Calendarele sunt variabile. În Iran, de exemplu, se serbează Revelionul de Noruz. Noruz la ei pică când este Paștele la noi. E o sărbătoare foarte frumoasă despre care sper să vă mai vorbesc. Au alt an. Uite, am uitat să mă documentez. Poate totuși o să pun în comentarii sau poate mă ajutați voi să vă documentați ce an au ei. Chinezii au alt an. Îl serbează în februarie când începe anul chinezesc. Musulmanii au alt an. Îl serbează în funcție de evenimentele pe care le-a trăit, le-a marcat Mahomet, da? Așadar, nu totul se învârte după coordonatele noastre. Avem tendința toți, până la un punct, cu cât creștem spiritual, înțelegem lucrurile că sunt mult mai profunde și mult mai complexe, dar avem tendința să considerăm că suntem buricul pământului, chiar dacă nu ne umflăm în pene, totuși ne concentrăm majoritatea, repet, până să începem această creștere spirituală, ne concentrăm pe viața noastră de zi cu zi, pe, eu știu, persoanele dragi. Cu alte cuvinte, din seria celor 12 zodii, trăim cam 4, 5, maxim 6 case unii. Zic trăim pentru că și eu am trăit, dar în momentul în care începi să crești spiritual, să te deschizi, inclusiv profesional, începi să marchezi și alte case, 7, 8, 9, spiritualitate, 10, dar începe cu transformarea, cu casa 8-a. Oh, sunt multe de spus. Nu suntem buricul pământului, asta este clar. Dar chiar dacă înțelegem că nu suntem buricul pământului, majoritatea tot pe relațiile lor se concentrează. Și am mai spus-o în etalări. De multe ori vă fixați pe o singură persoană și poate mesajele sunt referitoare la alte situații din viața voastră. Repet, programele sunt diverse în această lume și, într-adevăr, fără programe nu avem cum să funcționăm. În momentul în care vrei să ieși dintr-un program, trebuie să știi
eventual ce program alegi. Ai dreptul, pentru că ai liberul arbitru, ai dreptul să-ți alegi programele când ai liberul arbitru, cu alte cuvinte, când ai discernământ. Dar sunt destui care n-au discernământ și o să vorbim și despre asta. Sper să reușesc să mai amintesc pe aici pe acolo despre anumite chestiuni legate de acest subiect când voi vorbi despre anumite cărți. Dar da, 2023 nu este valabil pentru toată lumea. Asta e clar. În plus, când vă calculați numerologic numele, gândiți-vă că dacă ați avea, o calculați în perspectiva alfabetului latin, dacă ați avea alt alfabet, ați avea altă vibrație. V-ați jucat vreodată cu chestiile astea? Eu când am avut o colaborare în Iran și am făcut o carte acolo, cândva o să vă prezint, numele meu este scris altfel și literele respective au altă vibrație. Dacă aș trăi acolo și dacă m-aș semna folosind acele litere, aș manifesta altă vibrație. Interesant, nu? Hai să mai gândim un pic și altfel. Acum, am atâtea idei și cele de anul trecut, care tot au stat pe buze să vi le spun, dar din cauza că am fost pe vibrație de 16. Wow, 6 și cu 1, 7. Și de 7, evident. A fost tot timpul pe drumuri, în evenimente neașteptate, nu am reușit să vă transmit mesajele. Însă am avut timp suficient să găsesc variante din ce în ce mai complexe și nuanțe din ce în ce mai subtile la acel 2022. Sigur, nu voi spune în această prezentare chiar tot. Însă încerc o parte dintre informațiile care vor dori încă să vină în această prezentare, vedem, care vor să fie lansate. Dar, repet, realitatea noastră nu este singura. Trăim într-o realitate, fac analogie la matematică, într-o realitate, ca un cerc, o mulțime, în care sunt mai multe mulțimi. Da? Cei care aveți copii în clasele primare știți de exercițiile acelea cu mulțimi. Da? Unele se intersectează, altele se includ, mulțime incluse și altele never ever nu se întâlnesc niciodată în acel mare cerc. Ca să înțelegeți cum funcționează, dintr-o anumită perspectivă, realitățile unora și altora. Și de-aia, am zis, și netalare, noi ne putem concentra la o mulțime, la un cerc, nu la tot cercul, pentru că ar fi absurd și imposibil. Acum, să dați-mi timp, chiar dacă va fi nevoie să fac partea a doua, dați-mi voie să prezint, eu știu, pe scurt, pe lung, cum ai reuși, câteva informații, deși simt că sunt destul de multe, despre 2022. Repet, pentru că suntem încă în momentul în care se despart cele două mulțimi, cele două realități, cele două vibrații, 2022 de 2023, încă nu s-au despărțit și poate niciodată nu se vor despărți sau foarte târziu se vor despărți pentru alții această vibrație. Repet, depinde fiecare ce a făcut. Pentru că 2022, de fapt, toți anii sunt importanți. Fiecare clipă este importantă. Hai să nu acordăm unui an, unei idei mai multă valoare decât, sau unei arcane, apropo de tarot, mai multă valoare decât au celelalte, sau să nu le supra-solicităm sau supra-estimăm, supra-valorificăm. Haideți să vorbim un pic. Am mai vorbit în 2021, am început eu niște prezentări. La un moment dat o să vă trimit către 2021, pentru că ceva în acest an se va resimți. Va fi asemănător pentru unii, va fi asemănător ca în 2021, dar eventual, repet, dintr-o altă perspectivă, depinde de alegerile care au fost făcute anul trecut. Am spus de atunci că 2020 și cât o mai fi, de fapt 2000, anii 2000 sunt marcați de vibrația judecata 20, da? 20 și apoi urmează celelalte, 20, 2001, 2002, 2013, 2022, 2000, cât o mai fi, da? Până la 2100. Interesant că sunt scripturi în care se vorbește de o perioadă de judecată divină.
Și evident că nu judecata nu se întâmplă, apropo, da? Nu se întâmplă într-o zi, într-un an, ba chiar într-un deceniu, poate chiar a început, repet, poate chiar a început pentru unii, această judecată în anumite religii este calculată ca fiind deja începută, pentru că, repet, programele nu se fixează doar la aceste calendare umane, și mai ales acesta european sau latin, în fine. Dar, 20, renașterea. Cine a început să asculte intuiția, chemarea la transformare, la ieșirea din Matrix, la ieșirea din formele sale tradiționale, din 3D-ul clasic, din materialitate, are șanse să încheie capitolul cu bine. Să încheie viața cu bine. Să se prezinte în fața acestor îngeri fără rușine. Fără rușine. Acum, această judecată, repet, va fi mult timp. Între timp, noi ne putem, mai avem șansa să mai adăugăm fapte bune, creștere spirituală până ne-o veni rândul. Da? Să fim judecați. Pentru că există judecată. Există karmă, fiecare trebuie să primească după ceea ce a făcut. Însă, avem 20, da? Renașterea, judecata. Și anul trecut am avut 2022. Dar în arcanele majore nu avem 20, dar avem 21, este ultima carte. Cu alte cuvinte, anul trecut, sper că am vorbit, dacă nu aduc acum aminte, 21 este încheiere de capitol. După care urmează o altă renaștere, un alt capitol. Și cum ajunge la 2022? Manifestând, magicianul superb, da? Anul acesta al marilor manifestări. Toată lumea a vorbit despre un an emoțional. Eu cred, din ce am auzit numai perspective slăbuțe, fără consistență. Pe mine mă fascinează tarotul când îl asociez, nu în etalările generale sau pe zodii, când îl asociez altor lucruri. Deci tarotul este absolut fascinant, de o profunzime excepțională. Și folosesc cărțile clasice. Pentru că au intervenit forțele întunericului și în acest limbaj, pentru că tarotul este un limbaj, și l-au distorsionat. O să vorbim altă dată. Așadar, 21 plus 1, 22. 22 e număr maestru. Ce înseamnă? 22 se reduce la 4. Frumos, nu? Teoretic, ar fi trebuit în acest an, în mod special care a trecut, poate încă mai avem timp să mai lucrăm, să manifestăm, dragii mei, stabilitate. Pentru că împăratul înseamnă stabilitate. Dar cum, dragii mei, stabilitate în noi, prin noi? Pentru că 20 și cu 22 înseamnă, ia uitați ce frumos, manifestăm stabilitate echilibrându-ne. Interesant, a picat lumea. Echilibrându-ne. Așadar, dragii mei, s-a mișcat un pic masa. Dragii mei, lumea, interesant, a picat această lume, probabil. E o avertizare să meditați în acest moment la încheierile, marile capitole pe care trebuie să le încheiați. Mai aveți încă timp. Repet, energiile fuzionează. Suntem în tranzit. Pentru că și anul acesta este foarte, repet, din perspectivă simbolică, numerologică, via tarot. Este foarte complex, foarte profund. Dar am vrut să vă arăt, să vedeți cu ochii voștri, pentru că până la 6 trebuie să trecem prin ceva, prin renaștere, care renașterea nu se, prin renaștere judecată, să ne judecăm, să ne criticăm, să ascultăm intuiția, să ascultăm
vocea Universului care vine pe multe căi, nu doar pe cele convenționale cum ne-am obișnuit, da? Și apropo de voce, 20, ce mai înseamnă? Vă complic un pic existența, dar e frumos uneori să te complici. 20. Cum mai poate fi înțeles? Împărăteasa 2 și nebunul. E o nebunie, nu? E o nebunie a lumii să crești spiritual. Din perspectiva lumii, să-ți asculți intuiția, să vezi semne acolo unde nu sunt, cum cineva zice, vai fată, ai citit în baterie, poți să citești în orice. Poți să vezi semne în orice. Amerindienii vedeau, ascultau vântul, vedeau cum pică frunzele, cum cântă păsările și am citit și despre amerindieni, îmi plăcea la un moment dat foarte mult cultura aceasta, îmi place în continuare, da? Și înțelegeau foarte multe. Șamanii, la fel, șamanii, Marea Preoteasă și Magicianul. Și sunt mai multe care intră în acest concept de șamanism. Dar, 20, Marea Preoteasă și Nebunul. Cineva spunea că îmi vine să cânt, nu mai știu cine, nu contează, adică nu are rost să dau un nume și dacă ar fi să-mi aduc aminte numele de cont, să plec și să iau de la zero ca nebunul din tarot. Dar nebunul este absolut, atât de profund este spectaculos, dar este nebun pentru că lumea nu-l vede așa cum ar trebui să-l vadă. Acest personaj intră în creștere spirituală, îndrăznește să treacă, să vadă în alte dimensiuni, se aruncă în neant, riscă. Dar nu e vorba doar de risc. E un video, poate reușesc totuși să-l descarc la videoclipuri short clips, eu știu, short videos, nu știu cum reușesc să-l descarc. Este iar fenomenal această arcană majoră. Am înțeles-o iar foarte profund când am ascultat, când am vizionat un serial anul trecut. Eram, apropo de turn, l-am început în turn, în accident, pe scări. Și atunci, pentru că nu mă puteam mișca, am vizionat un serial foarte frumos, vi-l recomand, corean, Regele Monarhul Etern, apropo de dimensiuni, apropo de realități. Și acolo era un tip, era un rege care studia matematica, dar la nivel de high class. Explica zero. Zero, de fapt, este punctul unor infinite posibilități. În orice direcție poți să o iei, bine, nu în orice direcție este bine, dar ai ocazia să mergi în orice direcție. Și pentru că el, în arcanele majore din tarot, merge înspre soare, înspre stea, înspre și marchează celelalte etape, împărăteasă, mare preoteasă, împărăteasă și așa mai departe, merge într-o anumită creștere spirituală, într-o dimensiune, în 5, în 6, în 7, în care devine creator, în care devine Dumnezeu de la zero, de la nebun. De aia zic, este o nebunie să înțelegi lucrurile astea, că Marea Preoteasă înțelege. Dar înțelegi, unii înțeleg. Unii iar înțeleg binele și rău dintr-o altă perspectivă, mult mai subtilă, dincolo de perspectiva clasică, tradițională, umană, sau să zic 3D. Pare o nebunie că vei fi judecat. Ți-a mers bine toată viața făcând lucruri nedrepte și hai mă, lasă-mă, n-am pățit până acum, nu o să pățesc de acum încolo. Pare o nebunie pentru unii, dar nu, toți o să fim judecați. Însă unii vom renaște. Interesant, judecat acum îmi atrage atenția asupra ascensiunii la nivel colectiv. Este prima oară când primesc acest mesaj. Bine, nu e prima oară, dar a simțit, probabil, ghidul meu spiritual, ghizii mei spirituali, au simțit nevoia să atragă atenția, da? Asupra ascensiunii, da? 2 și 0. Intuitiv știți că va trebui să riscați în viață, la un moment dat. Intuitiv știți că mergând spre întuneric e o nebunie. Mergând spre lumină, iar pare o nebunie, pentru că lumina te poate orbi. Depinde cum mergi.
Trebuie să fii între cele două, trebuie să fii în echilibru. Iar vin mesaje în plus, pe lângă ceea ce eram pregătită să transmit. Dar e interesant. Acușica, am zis. Trebuie să merg punct, punct. Acest capitol este valabil până la un punct și pentru 2023. Dacă ar fi să vorbim despre 2000, doar de varianta 2.0. Apoi 4 și apoi 5 și apoi 7. Dar lăsați-mă acum să vorbesc. Dați-mi voie să vorbesc despre 2022. Am zis 20. Am vorbit despre 20, da? Haideți să vorbim acum despre 22. 21 și magicianul pe care îl ador, evident, da? Cel care manifestă, are toate resursele. Ce are, dragii mei, să nu uităm? Că magicianul înseamnă și asul, e unul, da? Interesant este, foarte interesant este, că avem 4 ași și 22 se reduce la 4. Cum îți găsești echilibru dacă nu manifestând toate cele 4 variante care stau la dispoziție? Despre a 5 o să vorbim pentru 2023. Pentru că, de fapt, mai are încă un element. Însă, să nu vă pierdeți, pentru că unii, și eu am atâtea informații încât risc să le prezint un pic dezorganizat. Unii riscați să vă pierdeți, care nu aveți exercițiu simbolistic al numerologiei și al imaginilor atât de insistente, consistente și, într-adevăr, care transmit mesaje grele, grele, importante. Am spus, 2022 nu a fost un an emoțional, a fost un an în care trebuia să ne găsim echilibru, împăratul. Și, repet, echilibru este în noi. Aici era secretul, intuiția, marea preoteasă, știa. Da? 20. Că renaști, cunoscându-te pe tine, fiind în echilibru tu, cu tine, și cu toate opțiunile și cu toate șansele de manifestare și pe care ți le creezi uneori tu. Nu aștepți, iar mare atenție, pentru că împărat înseamnă și autoritate, înseamnă și stat. Autoritarism, varianta negativă, care se va dezvălui la un moment dat. O să vorbești despre asta. Împăratul este protector. Trebuie să fim protector cu cei mai slabi, trebuie să fim protector cu ce avem, cu părăteasa, înseamnă abundența noastră. Și abundența variază, nu înseamnă să ai, eu știu, câte miliarde în contul vostru bancar, nu, bancar, nu. Poți să ai miliarde de idei creative, poți să ai miliarde de stele care te ghidează în drumul tău. Abundența variază. Ideea este să protejezi ceea ce ai, ce ai creat, pentru că trei înseamnă împărăteasa înseamnă creație. Și iar, varianta tradițională este un împărat care își protejează nevasta, copiii, casa, avuția. Însă, aceasta este o variantă destul de strictă, care, dacă nu este depășită, riscă să se dezechilibreze. Și să ajungă la autoritarism, tiranie, evident, statul să încerce să ne controleze prin multe căi. Despre acest patru nu cred că am vorbit, din păcate, s-ar fi manifestat prin 2020, cred că atunci a început COVID, dacă nu mă înșel, da, 2020, controlul maselor, prin lucruri secrete, 20, da? 20, lucruri secrete, blocaje, în fine. Așadar, dacă nu depășești natura ta materială, pentru că 4 este simbolul pământului, trebuie să manifesti natura ta materială, dar, repet, în echilibru. Masculin și feminin. Ca să ajungi la împărat, trebuie să treci prin împărăteasă. Cu alte cuvinte, nu poți să fii tu în control dacă nu ai manifestat această dragoste față de tine, că împărăteasa înseamnă dragoste, respect și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri, sper să reușesc să le prezint coerent. Mă strădui. Spuneam. Hai să le pun deoparte. Și înainte să vorbesc despre îndrăgostiți și numărul 6, care a fost totalul acestui an, am simțit nevoia să separ
lucrurile. Pentru că, apropo de numerologie, nu am fost în anul 6 după Hristos, ci în anul 2022. Deci 2022. Patrul acesta se putea manifesta în multe feluri. Da? Se putea manifesta având cei patru ași în mână și ținându-i în respect, că asta înseamnă împăratul, în respect, în echilibru și în dragoste, repet, față de voi și de ceilalți. Patru, varianta sa și pozitivă și negativă, pentru că la fiecare arcană cu un simplu număr avem o altă arcană în oglindă cu două numere. Patrul acesta este o variantă a lui 13, dragii mei. A lui 13. De aceea în 2020 a fost și moarte. Moarte la nivel colectiv. Unii s-au retras în ei, s-au izolat și au găsit echilibru, au început, eu știu, sunt multe de vorbit, n-are rost să mergem prea mult în urmă, dar iar varianta împăratului pozitivă este să se transforme și să înțeleagă lucrurile și dintr-o altă perspectivă, pentru că după 4 apare 5, mare preot, spiritual, ești protector, dar trebuie să înveți să fii spiritual. Însă, repet, varianta care nu vrea moartea, nu vrea să se transforme, devine tiranică, obsedantă, controlantă, posesivă, toxică. Și asta va manifesta, dragii mei, nu îndrăgostiții, ci diavolul. Energia în oglindă, toxică. Patru, ce înseamnă? Înseamnă 4 de bâte. Înseamnă 4 de monede. Înseamnă 4 de cupe și înseamnă 4 de spade. Fiecare carte are profunzimile sale. De obicei le limităm, adesea le limităm, din păcate. Dar fiecare carte, și ideea este că aceste cărți sunt arcane minore, cu alte cuvinte, este felul în care se va manifesta acel 4, acel împărat sau neîmpărat, sau tiran, mai bine zis, nu neîmpărat, tiran. Una e să fii împărat și alta e să fii tiran. Da? Și transformarea. Cum se va manifesta la nivel 3D? Pentru că aceste cărți se manifestă la nivel 3D. Pentru unii vor fi ocazii pierdute. Ți se oferă dragostea vieții tale și stai în 3D cupe. În prietenii minore, desuete. Sau ți se oferă dragostea, asul de cupe, și stai în relații karmice, și stai și ții de bani, și ții de tradiții, și ții de convenții. Ții de falsa stabilitate. Dar, interesant, apare această moarte. 3 și cu 1, 4. Ca să poți să manifesti 4 de bâte, bucurie, stabilitate, armonie, întâlnirea cu flacăra geamănă, sau sufletul pereche, de vibrație înaltă, trebuie să stai o lecuță la pat, nu neapărat la pat, să meditezi. E o stare de boală. Poate să fie o boală fizică sau o însingurare, pentru că 4 de spade, pentru mine și pentru alții, este varianta mică a eremitului. Zodia Fecioară, mai mult sau mai puțin. Dar este un mercur introspectiv, care stă și se gândește, cum aș putea să manifest astul de spade, că am nevoie de comunicare, de claritate, de dreptate, de adevăr, de sinceritate. După ce am experimentat numai dezamăgiri, 3 de spade, da? Cu prietenii, în familie, în relațiile karmice, da? Și acest personaj stă și se gândește. Ce drăguț este, măi, deci îmi plac arcanele clasice, cărțile clasice, pentru că sunt de o profunzime excepțională. 4, caută, am zis, cată, îmi place cuvântul ăsta, cată, către 5. Despre care o să vorbesc în partea a doua, asta e partea a întâi, că trebuie să înțelegeți partea a întâi ca să o ascultați pe a doua. 4, cată, către 5. Aici este, în acest vitral, în această fereastră, este șansa, este ocazia, este soluția, este temperanța.
care iar înseamnă 14, 4 și 1. Dar 4 și 1 înseamnă 5, marele preot, credință, credință. Dar repet, până la marele preot treci prin împărat, prin autoritate, autoritarism, dorința de control a unora, poate chiar și a ta. Temperanța înseamnă echilibru, înseamnă vindecare de karme, de obsesii, de chestii și chestii. Și apoi în momentul în care îți dai timp de vindecare, ai șansa să-ți întâlnești sufletul pereche. Și cum îl întâlnești, iar pare obositor, dar e fascinant din punctul meu de vedere. 2 și 2. 2 și 2. Avem aici iar 4 arcane. 2 și 2. 2 și 2. Unii blochează din start sufletul pereche și ia ca așa încet încet ajuns să-și dezechilibreze viața. 2 și 2. Și vedeți ce veți trăi anul acesta, care acum începe, da? 2 și 2. Alții, deci unii blochează sufletul pereche. Pur și simplu. Îl blochează și dacă n-au trăit acest 2 de monede în anul care a trecut, îl vor trăi cu siguranță în anul care vine. 2 de monede care poate să ducă la ce? 2 și cu 3. 3 de spade. Jucați-vă! Puneți-le în față cei care aveți tarot și înțelegeți vibrația acestui an, pentru că este fascinant și este într-adevăr de ajutor. Alții jonglează o perioadă și cu sufletul pereche și cu alte lucruri. Și iar faptul că jonglează nu blochează în totalitate, dar jonglează. Iar este o indecizie care ar putea să influențeze, să se simtă, să se resimtă într-o formă negativă în anul acesta care vine. Alții au înțeles, dacă și-au ascultat intuiția, apropo, dacă și-au ascultat intuiția și n-au considerat o nebunie, au considerat că da, e cazul să schimba cazul, să risc și să manifest, exact ce ziceam mai devreme, să manifest ceva nou, să risc și să manifest, dar repet, pare risc, dar este totuși ceva nou, pe care unii acum l-au experimentat. Alții care au plecat pe creștere spirituală l-au experimentat mai demult. Dar și noi retrăim niște etape, niște lecții, tocmai ca să le aprofundăm. Așadar, cine a riscat, a ales să se elibereze de ce? De pasiunile care, sau pasiunile sau relațiile, aici asta se sugerează, relațiile care ne țin pe loc și a ales expansiunea către sufletul pereche, da, foarte frumos, marchează întâlnirea cu acest suflet, momente frumoase, un anume tip de stabilitate în relație care se va simți mult timp, pe termen lung, da? Vor marca această întâlnire, iau, deci 2 de cupe, 4 de bâte și îndrăgostiți, nu? 2 și cu 2. Vor simți că au ales bine pe termen lung. Ce ar mai fi de spus în acest sens? Poate pentru unii această întâlnire cu sufletul pereche sau cu flacăra geamănă se va stabiliza în timp, pentru că sunt antulburi, da? Ideea este nu doar acest moment de bucurie, de măi, ne simțim în siguranță, că asta înseamnă patul, ne simțim în siguranță și bine împreună. Înseamnă și altceva. Flacăra, sufletul pereche, îl ajută pe celălalt să-și echilibreze latura opusă. Dacă e bărbat, să-și echilibreze latura feminină. Dacă e femeie, să-și echilibreze latura masculină. Cu alte cuvinte, unii și-au întâlnit această flacără, geam, în acest suflet pereche, în această perioadă, plus minus 2022, ca să se reechilibreze. Cei care nu l-au întâlnit, l-au întâlnit sub formă de informație. Au citit, au înțeles că, de fapt, da, dacă speri, se va manifesta, că vorbim de o manifestare și să nu uităm, dragii mei, manifestarea cere răbdare. Iluzionistul îți oferă soluții pe loc. Măscăriciul, prefăcutul,
Manipulatorul îți oferă varianta negativă, că întotdeauna există variante negative și pozitive. Îți oferă variante rapide. Da? Cele pe termen lung sunt cele mai stabile și o să vorbim de termen lung când vorbim de 7. Însă, chiar dacă nu v-ați stabilizat, știți că o să fiți împreună. Știți, apropo de intuiție, că o să fiți împreună, pentru că aveți această informație în voi. Și până să fiți împreună, iar știți că trebuie să fiți voi în echilibru. Masculin și feminin. Nu poți să zbori cu singura aripă, zicea Rumi. Da? Trebuie să fii și receptiv, trebuie să fii și activ. Dacă ești activ, uiți să mai asculți. Nu ai timp să asculți. Și ce faci fără informații? Ce faci? Dacă stai într-o meditație continuă și nu acționezi, iar ce faci cu informațiile nematerializate? Ce simt acum? Interesant. Acum simt o chestie să vă transmit. Între cei doi este un munte. Da, este simbol falic. Muntele. E o chestiune care crește, da. Dar nu e vorba de o chestiune musai sexuală. Poate să fie și un blocaj peste care puteți să treceți sau peste care deja ați trecut, mersi de inspirație. Dar în acest moment, uitându-mă la această carte, nu știu cât a mia oară, am simțit că acest munte este ceea ce voi puteți să creați. Să creați ceva ce poate fi... Uf, ce frumos! Wow! Ce poate fi văzut de la distanță și de mulți oameni și pe termen lung. E o chestiune de creație, că e ca un triunghi. Poate să fie și o piramidă. Mersi frumos, până acum, informația a venit acum. Așadar, voi cei care ascultați, trebuia să ascultați acest lucru. De-aia zic, 2 și 2 din 22 s-a manifestat diferit. Și dacă nu ați ales corect, veți simți, wow, conflictul, dezamăgirea, regretele, dragii mei, regretele. Pentru că 23 înseamnă 5, cam toată viața, sau mult timp. Regrete, conflicte, pierderi financiare, karma, da? Karma. Pentru că unii au refuzat dragostea, au refuzat vindecarea, au ținut de bani și de petreceri și de prieteni și de triunghiuri amoroase și de chestii de genul ăsta. Alții au meditat și au înțeles. Așadar, să păstrez totuși ce am de păstrat pentru... cât am vorbit? Nu vorbesc acum despre 2023, o să fac pauză și o să ascultați videoclipul următor, pentru că deja este prea mult și probabil o să aveți nevoie. Poate l-ascultați la câteva zile distanță. Însă, haideți să vorbim un pic despre 2022 din perspectiva lui 6. Nu separat, o altă perspectivă, o altă viziune. Ce avem? 6 de monede. 6 de spade. 6 de bâte. Și 6 de cupe. Așadar, cu ce începem? 6 de monede. Tot 6 și diavolul. 1 și 5. Însă, interesant, când diavolul apare, 1 și 5, manifestăm credință, legătură spirituală, care se... Unde ești? Asta e varianta superioară. Se materializează prin echilibru interior masculin și feminin în noi, prin credință, da, îngerii, că o să ne întâlnim perechea potrivită, că suntem, eu știu, da, variantele pozitive. Când apare diavolul, avem manipulatorul. Cel care nu are credință. Cel care nu are credință, da, 1 și 5. 1 și 5. Pentru că este 1 și 5 în oglindă. Asta e. Deci, energia toxică, relațiile karmice, inclusiv căsătorii toxice în care oamenii stau pentru bani, pentru copii, nu contează că cei doi nu se iubesc. La diavol nu se iubesc. Nu. Ori stau pentru sex, ori stau pentru bani, pentru că soțul aduce... Sunt și bărbați care stau cu femei pentru bani, da, gigolași. Cipolași. Sunt și gigolași. Care ce zic, că lasă, că o iubesc bine de seară, că are bani.
și trebuie să stea alături, trebuie să fie alături de mine. Sunt lanțuri vizibile și invizibile, contracte sau făcături. Sunt cei mai urât. Dar în momentul în care analizăm că am văzut patru de spade, ne putem vindeca. Pentru că temperanța este arcana care vindecă, vindecă diavolul. Dă-ți răbdare să te analizezi și să-ți descoperi natura divină. Că nu ești chiar atât de josnic, omule, nu ești chiar ultimul din acest univers, dar pământul este un loc în care toți suferim, mai devreme sau mai târziu, că merităm, că nu merităm, dar suferim ca să renaștem și să descoperim alte calități. Egoul, mândria, înfumurarea, tot pe aceeași nuanță merg, da? Dorința de a avea pe cineva cu orice chip. Nu contează că soțul, soția nu se înțelege cu partenerul și că acela, aceea și-a găsit jumătate. Ți-ai găsit jumătatea lângă, ți-ai găsit fericirea lângă altcineva? Nu! Nu se poate! Rămâi cu mine! Nefericit? Nu contează, sau nefericită? Stai cu mine! Obsesia cuiva, dorința de a ține prin vrăj, prin chestii nasoale pe cineva. Și repet că un cineva practică așa ceva, clar că nu se iubește, clar că se lasă dominat de umbrele sale. De umbrele sale. Deci, cu alte cuvinte, teoretic ar fi trebuit, pentru că 6 ține de casa 6, dragii mei, să nu uităm, a Fecioarei casa, nu vorbesc de zodia. Casa Fecioare în care muncim zi de zi pentru curățenia din jurul nostru și curățenia interioară. Și nu doar, și ca să-i ajutăm și pe ceilalți. Pentru cei care nu au făcut această curățenie interioară, vai jale, urmează turnul. Urmează turnul. Și curățenia interioară, dragii mei, include și eliberarea, vă zic din experiență, eliberarea de propria familie, care nu te vrea nici prea evoluat. Nu, nu, stai pe aici, pe lângă noi, sau unde te duci tu, nu contează, băiatul, fetița, mami, important este să ne dai bani în casă. Să ne ai bani în casă, sau dacă nu te duci, nu te duce departe, stai aici să ai grijă de noi la bătrânețe. Nu, nu, nu te duce să te dezvolți spiritual, ce ai nevoie de facultate, ce ai nevoie să descoperi alte țări, alte culturi, alte lucruri, ce ai nevoie să iubești, nu, nu, că și eu asta lângă taică tu fără să ne iubim, da? Chestii, nu, deja am vorbit foarte mult. Meditați, patru de spade, meditați. Și interesant, spadea aia care e sub pat, adevărul care va fi descoperit, îi va da șansa, e asul de spade, să manifesti adevăr și eliberare de karmă, pentru că diavolul înseamnă karmă. Este o altă formă a lui Saturn. Saturn se manifestă și anul ăsta. Însă, cei care au ales bine merg către darmă. Către darmă. O să vorbesc în partea a doua. Cei care au ales prost merg către karmă. Cei care au permis în continuare să se bucure de lucruri, de joasă speță, de relații. A, nu, că suntem căsătoriți de 20 de ani și tragem aici, am creat, oh, da, am creat o afacere împreună, o casă. Cum să împărțim? Vede, se împarte, se vinde și se împarte. Băi, trăim sub judecată. Sub judecată. Așadar, voi alegeți ce vreți. Eu vă avertizez, vă arăt cărțile, vă vorbesc despre ele, voi faceți ce vreți. Și am zis, cine a început cât de puțin anul trecut s-a trezit după patru de spade, a meditat și s-a trezit că are de manifestat mai întâi un adevăr și apoi o dragoste, vindecarea sa, dragoste, stabilitate și creștere spirituală cu asul de bătăi. Nu e vorba doar de sexualitate, e vorba și de spirit. Da? Trezire spirituală? Wow, ce bine! Aici este șansa unora să fi manifestat în plan 3D această călătorie. Elibera, poate să fie și fizică. În primul rând este mentală. Gata, am decis cu doi de spade să blochez. Să blochez, eu știu, știți voi ce ați avut de blocat. Da, să blochez. Să mă eliberez de apele tulburi, de acest diavol și să merg către soare, că aici este scopul. Sau să merg către perechea. Deci, vedeți ce diferență?
perechea care mă face, persoana care mă face fericită. Și repet, chiar dacă n-am întâlnit-o, știu că fericirea, în primul rând, este în mine. 6 e Venus, e dragoste, echilibru. Este în mine. Și apoi, în momentul în care eu îmi găsesc echilibru și fericirea în mine, sunt face-to-face, de la egal la egal, cu flacăra, cu sufletul, flacăra mea geamănă cu sufletul pereche și așa mai departe. La diavol nu e egalitate. De obicei, unul este jos, altul e sus. Aici sunt față în față, dar sunt legați. Cătușe. Pisi, cătușe. Nu oricum, nu cu o sfoară, cu lanțuri. Așadar, contractele astea, repet, inclusiv căsătoria, foarte toxice. Pentru că majoritatea o fac din niște motive. În aceste relații, unul se victimizează, altul acuză, tot timpul discuții, niciodată. Mai e bine să fie discuții, că fără discuții și fără argumente n-ai cum să crești. 5. E provocarea care te îndeamnă la schimbare. Dar poate să fie o schimbare care să te dezechilibreze și să te reechilibreze în timp. Variază de la un om. Ideea este că dacă ați lăsat în urmă apele tulburi câte puțin, și apele tulburi, ai început aici cu 6 de monede, se manifestă prin această 6 de monede, are varianta sa pozitivă, dar în acest context, în această poveste, 6 de monede reprezintă triunghiurile amoroase sau dorința de a avea bani sau cineva dă bani mai mulți cuiva și mai puțin altuia și nu se știe încă dacă e pe merit, pentru că, dragii mei, cartea arată un dezechilibru. Balanța nu e în echilibru. Contractul nu e în echilibru. Poate să fie la job, poate să fie în relațiile personale, chiar dacă sunteți căsătoriți sau necăsătoriți, să fie niște relații dezechilibrate, repet, în care cineva tot cere și sufletul pereche poate nu cere. Nu ceri, nu primești, nu? Asta e. Dar dacă s-a lăsat în urmă aceste dezechilibre sau aspectul prea materialist, pentru că sunt monede, da? Ai șansa cu 6, cât de puțin, în anul care tocmai a trecut sau măcar în această perioadă de tranzit, să mergi victorios cu bâta, că manifesti acum bâtă, încredere, către o nouă lume, către un nou parteneriat, către sufletul tău pereche, 6 de cupe. Sufletul tău pereche pe care l-ai mai întâlnit în nu știu câți ani. Deci, uitați ce frumos se putea manifesta, cât de puțin, repet, anul trecut. Ia uite. 2-2. Vedeți, stați, că eu am aici, trebuie să mă uit într-un anume fel, da? Dacă ați lăsat în urmă relațiile karmice, diavolul despre care am zis, sau frica, diavolul înseamnă și frica de a fi pe cont propriu, frica de a începe, de a risca, de a merge către dragoste, pentru că nu crezi în dragoste, dar trebuie să te vindești prin 4 de spade, da? Cine a lăsat în urmă această bâtă, care, pasiune care a stagnat, pasiune care ține în loc să te extindă, da? Cine a lăsat în urmă și a mers către sufletul său pereche, a dezvoltat un anume tip de întâlnire, de stabilitate, sau știe că o va dezvolta în cazul în care nu s-a întâlnit, îndrăgostiții și, ia uite, 6 de cupe. Ce cărți frumoase! Nu? Gândiți-vă și la varianta negativă. Așadar, sper pentru cât mai mulți. Chiar dacă n-am apucat să vorbesc, faptul că m-am gândit periodic la voi, să fi simțit vibrația asta, să fi simțit că e ceva, e o luptă, sunt decizii importante și cine a prezentat doiul doar din perspectivă emoțională, doar că va fi un an al iubirii? Nu, pisi, nu. Un an al chinurilor. Pentru că până la iubire treci prin întâlnirea cu umbrele tale, cu obsesiile tale. Și, dragii mei, poate să fie chiar lucru cu umbrele tale pentru această flacără. Să-ți întâlnești flacăra geamănă, să devii obsedat, obsedată de ea. Să vrei să o ai pentru tine în loc să înțelegi că da, voi doi puteți să fiți fericiți liberi. Liberi. N-aveți nevoie de constrângeri.
Și asta unii n-au înțeles și urmează să înțeleagă, sper să înțeleagă cât mai repede, până nu se dărâmă turnul. Urmează să vorbesc în partea a doua despre 2023. A trebuit să vorbesc despre 2022. Sper că v-a fost cât de cât clar. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, promovați. Și, știu, chiar mi-ar plăcea să înțelegeți tarotul. Cât este de complex și când apare talări, să nu vă fixați pe ideile pe care vreți voi să le aflați. Nici chiar pe cele pe care noi și colegii, și eu și colegii mei le lansăm, pentru că le lansăm dintr-o perspectivă. Și dacă vorbim despre o anumită arcană dintr-o perspectivă atât de minoră, nu uitați că lucrurile sunt mai profunde, puteți să reascultați talările, să le meditați. Bine, cine are timp, da, în fine. Dar cu măsură, să nu uităm, să nu devină o obsesie pentru tarot, dar tarotul este fascinant. Este un limbaj. Așa cum vorbeam la început de alfabetul latin, alfabetul arab, alfabetul persan, pe care am început să-l învăț. Iar ce m-a fascinat în artă, am lucrat foarte mult cu copii și am avut cele mai faine rezultate. Cred că am trăit în Egipt la un moment dat cândva. Mi-aș fi dorit să văd Egiptul. N-am reușit? Poate o reuși și Egiptul și Iranul. Iar pictogramele. Deci făceam lucrări, am avut în anul 3 ca temă Egiptul, mi-am ales-o, apoi v-am zis, am lucrat cu copii. Am primit informații de mult timp. Eu n-am venit pe acest canal nepregătită. Bănuiesc că unii ați văzut, ați simțit, alții n-ați înțeles, că nu înțelegeți, nu înțelegeți, asta e. Mai căutați, mai gândiți-vă, că poate aveți o indispoziție de nu înțelegeți, mai dați-vă timp, că poate mesajul se manifestă în timp, să nu uităm că manifestările vin în timp, nu instantaneu, uneori pot să vină rapid. Dar alteori necesită timp și răbdare. Și, da, e un limbaj, vorbeam de limbaj. Pictograme, ca în Egiptul antic. Și chinezii folosesc pictograme. Bine, sunt mai complexe. Și cei care au încercat, au infiltrat imagini. Bine, și setul meu de cărți e un pic neconvențional, dar totuși nu se îndepărtează atât de rău de imaginea clasică. Sunt arhetipuri. Atât de logic făcut acest tarot, încât dacă stai și se expui cărțile în față, chiar dacă nu face talări, îl iei pentru tine. Mai e câte o carte din când în când. Te întrebi de ce a apărut, de ce am luat-o pasta? Mai e încă una, dar de ce am luat-o și pe alaltă? Și stai și meditezi. Dar bine, trebuie să știi ceva și numerologie, și simbolistică, și cromatologie, și multe. Dar încet, încet se învață cu răbdare. Mi se pare fascinant. Sper că v-a plăcut. Ne auzim în partea a doua. Ar mai fi ceva de spus. Am vorbit de 6, am vorbit de diavol, am vorbit și de 2-2, cum s-a așezat pentru fiecare, 2 de spade, 2 de monede. Cineva, unii au blocat, unii au jonglat, n-au știut ce să aleagă. Alții au ales 2 de bute și și-au făcut planuri. Apropo, 2 de bute, planuri de călătorie. Uite, unde ești? Ia uitați-le. Călătorie. Ia uite. Doi de... Și să nu uităm. Ca să fac trecerea către videoclipul următor. Deci, unii deja v-ați dat seama. Băi, trăiesc într-un turn. Trăiesc într-o construcție care nu mai merge, nu mai funcționează, nu mai mi-oferă ce aș fi vrut eu să mă ofere stabilitate. Da? Aici este în turn, doi de bâte. Nu vedeți cum se leagă toate. E în turn. În față are o nouă lume. Are de călătorii pe apă. Și cei care au ales să plece din acel turn, să plece către soare, către ce? Cine-i soarele aici? Sufletul său pereche, sau echilibru interior, sau oameni care vindecă, echilibrează, că poate nu e musai iubirea vieții tale, dar e un prieten de calitate, da? Un consilier de calitate care te poate vindeca și vindecat îți vei atrage dragostea, pentru că nevindecat cam greu să-ți atragi dragostea. E o provocare mare pentru cei care sunt într-o energie toxică și se întâlnesc cu dragostea vieții lor. Mare provocare este, dar face parte din ceea ce au ales să manifeste.
Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. Ne auzim în partea a doua. Așa e când fac la bucătărie, sunt zgomote. Vă pup, numai bine, ceau, ceau!